Ce este stocarea celulelor stem din sângele cordonului umbilical? Stocarea de sânge din cordonul umbilical a început în anii 80, când s-a stabilit științific că sângele din cordonul umbilical este o sursă bogată de celule stem hematopoietice care se pot utiliza ca alternativă la celulele stem din măduva osoasă. Întrucât compatibilitatea deplină între donator și receptor este esențială atunci când se utilizează celulele stem din măduva osoasă, găsirea unui donator compatibil este de obicei un proces dificil și care necesită mult timp. De fapt, unul din trei pacienți care au nevoie de transplant de măduvă osoasă este în imposibilitatea de a localiza o grefă adecvată. Dar ce s-ar întâmpla dacă donatorii ar fi chiar pacienții sau membrii ai familiei lor? Recoltarea de sânge umbilical la naștere permite depozitarea celulelor stem ale bebelușului, astfel încât să poată fi folosite în viitor pentru a trata fie copilul donator, fie pe unul dintre frații săi sau un membru al familiei. Datorită caracterului lor nediferențiat, celulele stem din sângele cordonului umbilical oferă grad crescut de compatibilitate între frați și surori, posibilități majore de utilizare la alți membri ai familiei și, bineînțeles, compatibilitate deplină cu copilul din al cărui cordon umbilical s-au extras celulele stem. Acest material biologic valoros are o concentrație de celule stem de până la 10 ori mai mare decât măduva osoasă, reprezentând o sursă excelentă de celule stem pregătite pentru transplant. Din anul 1988, celulele stem din sângele cordonului umbilical au fost utilizate pentru a trata 80 de boli și afecțiuni care pun viața în pericol în peste 30.000 de transplanturi.